Slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului! În cântarea care a cântat-o fratele Raul m-a dus automat, m-a dus gândul la versetul din Roman de la capitolul 13 cu versetul 11 unde zice și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Mă rog ca în această zi Dumnezeu să ne vorbească și să ne trezească, pentru că va fi un cuvânt, cum s-a rugat și fratele Dumitru, chiar dacă va fi un cuvânt de mustrare sau un cuvânt mai tare, mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească, pentru că sunt vremurile de pe urmă și este foarte greu pentru noi, singuri, să ducem mai departe această luptă. Dar îl avem de partea noastră pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să, ridicăm, să deschidem cuvântul Domnului, voi citi din două locuri, de la Exod, capitolul 20, versetul 14 și versetul 17. Pe urmă, Matei, capitolul 5, de la versetul 27 la versetul 30. Exod, capitolul 20, versetul 14 și versetul 17. Pe urmă, Matei, capitolul 5, de la versetul 27 la versetul 30. Cuvântul Domnului spune în felul următor să nu prea curvești. Versetul 17. Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Matei, capitolul 5, de la versetul 27. Domnul Isus spune: Ați auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cază în păcat, scoate-l și leapă l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cază în păcat, tai-o și leapă o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie ar aruncat tot trupul în ghenă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să aduc în mod special salutul uh, fraților de la Biserica din Ungheni, Biserica Betel din Ungheni. Harul și pacea Domnului să vă soțiască peste tot. Amin. Am fost acolo în România și mă bucur când vin înapoi acasă. Uh, m-ați primit cu atâta căldură, m-ați luat în brațe și toți m-ați salutat și Mă simt bine în familia mea. Mă simt bine când sunt cu frații mei. Mă simt bine când putem ca să ne rugăm împreună. Mă simt bine când Duhul Sfânt îi la lucru și lucrează în biserica noastră. Slăvit să fie Domnul! Venind despre Germania, fiind pe mașină cu soția mea și copiii, am avut suficient timp. Stând și în vamă la Nădlac vreo patru ore, am stat foarte mult și pe drum, discutam cu soția mea și depănam puțin amintirile din tinerețe, din adolescență, în bisericile unde am fost și am ajuns, am ajuns așa la un punct în care, cu părere de rău spun lucrul acesta, am văzut frați de-ai mei și surori care s-au căsătorit și la un punct în viața lor ceva s-a întâmplat. Și despre lucrul acesta vreau ca să vorbesc, frați și surori. Pentru că un lucru care vedem și spunem lucrul acesta și trag un semnal de alarmă, că în bisericile noastre, nu putem să mai spunem doar în lume, că în lume deja lucrul acesta e o normalitate, dar în bisericile noastre vedem că adulterul sau ce cuprinde în adulterul, prea curvia, imoralitatea, încep să prindă loc. Și vreau ca să trag un semnal de alarmă, cum am spus, și vreau ca să ne trezim știind vremurile în care le trăim. Pentru că Dumnezeu m-a lăsat pentru viețile noastre acum har și durare, Și putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare. Ăsta este cel mai bun lucru, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare. Uh, cum am spus, lucrul acesta care l-am citit este o poruncă care Dumnezeu a dat-o prin Moise, poporul lui Israel. Să nu prea curvești. Și m-am uitat puțin în dicționarul explicativ al limbii române, am vrut ca să vedem și vreau ca să vă, să vă expun și vă acest lucru, ce înseamnă a prea curvi. Vreau ca să luăm câteva lucruri care, toate împreună, au același sens. A prea curvi, adulterul și imoralitatea. Și la a prea curvi. Înseamnă, în, în, în dicționarul explicativ al limbii române, spune a comite un adulter sau aduce o viață imorală. Automat, când aceste două lucruri au venit, adulterul și imoralitatea, trebuie ca să le explicăm și lucrurile acestea, să înțelegem. Și adulterul spune în felul următor, infracțiune care constă în încălcarea fidelității conjugale de către unul dintre soți. Și m-am mirat că, totuși, încă în dexul, în dicționarul explicativ al limbii române, mai scrie acolo infracțiune. Totuși, încă noi, ca și români, suntem mai clasici. Că dacă ne-am uitat un pic în, în vestul de aici, nu cred că mai există așa ceva. Nu mai e infracțiune. E o normalitate. Și cum am spus, imoralitatea. Și aici, la imoralitate, nu am găsit un, o, o explicație concretă. Și am pus eu o explicație, dar pentru noi, ca și creștini. Și am pus așa, a nu trăi după o conduită corectă impusă de Sfânta Scriptură și a trece peste poruncile ei, adică a Sfintei Scripturi, în detrimentul firii pământești. Adică în gândire, în faptă și vorbă. În acest cuvânt se include și curvia și prea curvia. Vreau ca să vorbesc puțin mai direct. Știu că sunt și tineri, sunt adolescenți, sunt oameni mai în vârstă, dar este mai bine ca să învățăm lucrurile acestea în biserică, frații și surori. Tinerii, adolescenții, copiii noștri, noi la locurile de muncă, lucrurile acestea le vedem ca și pe gard, toate lucrurile acestea se văd, imoralitatea aceasta, lucrurile acestea grave. Și este bine câteodată ca să mai lăsăm acest subiect tabu, zic eu, în bisericile noastre și să deschidem ușa și să vorbim. Că dacă nu vorbim noi, vor auzi din altă parte. Și atunci poate că vor face altceva. Dar mă rog și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în această zi și să ne facă conștienți de toate lucrurile acestea. Că este o mare problemă în bisericile noastre. Și nu vorbesc doar de tineri, vorbesc și de oameni care sunt pus ca și slujitori, pentru că toți suntem făcuți din aceeași plămădeală. Să nu credeți că unul îi mai slab sau unul îi mai tare. Toți suntem la fel. Dacă nu veghem și nu avem grijă, fiecare din noi putem ca să, greș să păgătuim și putem să ajungem la acest lucru. Dar de aceea vrem să vorbim și vrem ca să ne aducem aminte pentru că noi știm foarte multe lucruri, dar vrem ca Dumnezeu să ne ajute. Că atunci când va veni ispita sau va veni pofta sau va veni, știu eu, la fiecare din noi un moment în care să fim mai slabi, să știm cum să reacționăm și ce să facem. Și Domnul să ne ajute. Porunca să nu prea curvești e o poruncă pe care Dumnezeu o dă pentru binele nostru și pentru fericirea omului. Dar porunca aceasta, a nu prea curvi, este pentru a putea ca să ținem piept aici. Pentru că dacă noi nu putem să ținem piept la lucrurile acestea, lucrurile acestea vor putea ca să ne afecteze și veșnicia. Cel care își deschide calia spre cele de jos, în mod natural renunță la lucrurile de sus. Și cel care se alipește de, de, de păcat, se dezlipește de fericire. Unde este păcat, nu are cum să fie fericire. Acum vă întreb și pe dumneavoastră, a fost poate vreun moment în viața voastră când ați păcătuit înaintea lui Dumnezeu și ați putut să fiți în momentul ăla fericiți? Vedeți? Păcatul pune un, zi de zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și poți ca să ai toate și știți ce? Asta fac oamenii din lume și poate ajung și la pocăiți. Își cumpără un telefon, își cumpără o mașină, își cumpără, știu, o haine noi, își cumpără tot felul de lucruri pentru că vor ca să împlinească ceea ce păcatul a pus zidul acela de despărțire. Vor să-și împlinească fericirea. Și totuși, fericirea noastră poate să fie doar în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Una dintre cele mai mari provocări pentru vremurile de pe urmă. Aceasta. Una spun. Și sunt vremuri de provocare pentru noi ca și pocăiți. Și aceste provocări nu vin din exterior. Vorbim așa cum e un, un cum este acest război din Ucraina sau o persecuție. Lucrurile acestea vin din interior, din poftele omului. Cel care își deschide calea la aceste pofte nu va putea ca să izbutească. Dacă vedem poftele și ispitele care trebuie ca să le stăpânim și câte ispite sunt și câte pofte sunt în vremea aceasta și întrebarea care vreau să o pun în această zi, putem să ținem piept sau putem suntem noi suficienți de puternici ca să mergem mai departe? Când vine pofta și ispita? Dumnezeu să ne ajute! Încă din Vechiul Testament, dacă privim, acest păcat, adulterul, era pedepsit cu moartea. Și o să te rog să mă ajut puțin la bimăr. Leviticul 20 cu versetul 9, Cuvântul Domnului ne spune felul următor. Cu versetul 10, pardon. Dacă un om prea curvește cu o femeie măritată, dacă prea curvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea prea să fie pedepsiți cu moartea. Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său și descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiți cu moartea. Sângele lor să cadă asupra lor. Dacă un om se culcă cu nora sa, amândoi să fie pedepsiți cu moartea. Au făcut o amestecătură de sânge, sângele lor să cadă asupra lor. Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, să fie pedepsiți cu moartea. Sângele lor să cadă asupra lor. Versetul 22. Să păziți toate legile mele și toate poruncile mele și să le împliniți, pentru că țara în care vă duc să vă așez, să nu vă verse din gurile ei. Din gura ei. Să nu trăiți după obiceiurile, obiceiurile neamurilor, pe care le voi izgoni din înaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și mi-e scârbă de ele, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem, frați și surori, că prea curvia sau curvia înaintea lui Dumnezeu se pedepsea în Vechiul Testament cu moartea. În Iov, capitolul 31, cu versetul 9 până la versetul 12. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproape lui meu, atunci nevastă ia să macine pentru altul și să o necinstească alții. Căci acesta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. Un foc care mi până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. Îl vedem și pe Iov, că vine cu aceeași lucru. Și totuși, Iov a fost un om cum spune Scriptura? Un om care... Și Domnul să ne ajute, frați și surori. În Iacov, la capitolul 1, versetul 21, 12, zice felul următor. Ferige, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta Lui însuși și momit. Vedeți ce face ispita, frați și surori? Și lucrul acesta nu poate să vină doar la cel tânăr, poate să vină și la cel bătrân. Poate să vină la fiecare om și cel care este în slujbă. De aceea trebuie ca să veghem și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Este important să învățăm să ne ferim și să avem uh, grijă în fiecare situație care poate să apară. Pentru că dacă noi ca și din punct de vedere medical funcționăm cum trebuie, nu are cum ca să nu fim ispitiți. Un trup care funcționează cum trebuie și probabil că lucrul acesta poate să-l explice mai bine frații care lucrează în domeniul medical. Dar dacă un trup funcționează cum trebuie, nu are cum să nu vină ispita aceasta. Și vorbesc de ispita sexuală. Pentru că așa ne-a conceput Dumnezeu. În uh, Proverbe, uh, capitolul 6, de la versetul 27, spune în felul următor: Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Ori de câte ori se atinge de ea, nu va rămâne nepedepsit. Oare putem ca să facem noi, putem ca să spunem că noi suntem mai tari? Acum am, am, am serbat uh, învierea Domnului. Îl vedem pe Petru. Doamne, până la moarte! Și după câteva ore, nu-l cunosc. S-o și jurat, nu-l cunosc. Oare putem, frați și surori, ca să, așa, prin propriile noastre forțe, să ținem piept ispitelor? Eu nu cred. De aceea Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute El. Cât de, este, cât de important este ca să stăm aproape de Domnul și să avem sfatul Lui în inima noastră, în viața noastră, în comportamentul nostru, în atitudinea noastră. De ce credeți că în vremurile de pe urmă vorbește Scriptura și în 2 Timotei capitolul 4, de la versetul 1, zice în felul următor, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1, Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci, își vor da, ci, ci, îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fi treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, oare se împlinesc lucrurile acestea în vremurile acestea? Cunosc atâtea cazuri de imoralitate și totuși oamenii aceia încă mai slujesc. Știți de ce? Pentru că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, se împlinește Scriptura. Oamenii își vor da învățători ca să audă ce le place. Că oamenilor niciodată nu o să le placă să audă despre ispita sexuală, despre pornografie, despre imoralitate. Nu o să le placă. Pentru că poate că în viața lor, în viața lor din cămăruță, poate că lucrurile astea se petrec. Și atunci oamenii trebuie ca să recurgă la alte modalități. Dar slăviță fie Domnul și ne rugăm ca Biserica noastră, Dumnezeu, să o țină tare. Amin, amin. Ca Dumnezeu să lase în Biserica noastră oameni tari care să spună nu păcatului, care să spună nu uh, momentul în care trebuie să se compromită. Frați și surori, asta depinde de noi și Dumnezeu să ne ajute. În, uh, vreau ca să vorbesc despre câteva moduri cum poate să vină această poftă sau ispită din, textul, din textul care l-am citit, din Matei, de la capitolul 5, zice Domnul Isus. Și prima, primul mod este ispita la nivelul vizual. Versetul 28 și 29, Matei 5, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, Scoate-l și leapă l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot, tot, trupul în ghenă. Deci primul mod în care poate să vină ispita este prin modul vizual, prin acești ochi care ni-o dat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat cu ochi, să vedem creația minunată care a făcut-o. Dar vedem că omul, încă de la început, și îl vedem din grădina Eden, că a venit acest păcat prin vizual. Și la Geneza, la capitolul 3, versetul 6, Geneza, capitolul 3, versetul 6, zice aici, când a fost ispitită femeia, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul lui ei care era lângă el și bărbatul a mâncat și el. Primul lucru a văzut. Și așa a venit și primul păcat în, în omenire. Foarte, mult, foarte multe din gândurile noastre s-au născut prin ochi. Ochii nasc gânduri. Gândurile nasc pofte. Poftele nasc păcate și păcatele nasc moartea. Și așa a fost tot timpul. Vedem că de la acești ochi care ni a dat Dumnezeu să-i folosim cum trebuie, poate ca să vină chiar moartea. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Atenție mare la ochi. Atenție mare la ochi. Cine nu cunoaște ispitele care vin prin privire? Și în Iov la capitolul 24 cu versetul 15, cuvântul Domnului le spune... Ochiul prea curvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și își pune o maramă pe față. Vedeți ce face acest... Nu, versetul 15. Nimeni nu mă va vedea. Dar există acea întâmplare cu acel copil și tată că vrea ca să fure din porumb, din lanul de porumb și s-a uitat în stânga și în dreapta și a uitat să se uite în sus. Dar fiul lui a zis, tată, ai uitat să te uiți în sus. Totuși, dacă nu te vede nimeni în dreapta și în stânga, să fii 100% convins că Dumnezeu o să vadă toate lucrurile. Dumnezeu vede toate lucrurile. Și va veni o zi. Și ce vom face atunci? Uh. Încă un exemplu. În 2 Samuel, capitolul 11, și asta e un exemplu foarte clar de la versetul 1, 2 Samuel capitolul 11, versetul 1, îl vedem pe David care nu se duce la luptă. Până la versetul 6 voi citi. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustească țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o dupămiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus Este Baceba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă, ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David, zicând, sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab. Trimite pe Urie Hetitul și Ioab a trimis pe Urie la David. Amin. Îl vedem pe David. Vine și păcătuiește. Și vedeți? Acest păcat naște după el și alte păcate. Că vedeți ce face pe urmă David. Din cauza acestui păcat o trebuie ca să-l ucidă pe Urie, Hetitul. Și exact același lucru, păcatele acestea, frați și surori, uh, sunt niște păcate mari, dar aceste păcate aduc la rândul lor și alte păcate. De aceea trebuie ca să ne ferim și să avem foarte mare grijă. Uh, dar ce este frumos la, la, David, și vreau să dau citire la 2 Samuel, capitolul 11, ce este frumos când vine la el prorocul Natan, În capitolul 12, zice, de la versetul, capitolul 12, verset, versetul 11. Așa vorbește Domnul: Iată din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu el în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan. Am păcătuit împotriva Domnului. Și vedeți, ăsta e lucru care se poate face cel mai bun în vremurile acestea. Să ne mărturisim starea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate să iartă, să ierte. Dar dacă stai cu starea aceea rea în inima ta, oare poți ca să te bucuri de ceea ce Dumnezeu are în fiecare duminică, în fiecare, în fiecare marți, în fiecare joi, pentru viețile noastre aici? Eu nu cred. Orice ai face, nu are cum. Când ai păcat în viața ta, bucuria și fericirea acestei mântuiri mare nu poate să fie. De aceea există posibilitatea să venim înaintea Domnului și să ne cerem iertare și Domnul să ne ajute la aceasta. Ca să ne păstrăm curat privirea, avem nevoie de un lucru. Să privim foarte mult la Domnul Isus Hristos. Dovadă că cine este născut din nou și a primit Duhul Sfânt este cărmuit în, în toate împrejurările. În Galateni, capitolul 5, versetul 16, cuvântul Domnului zice: Umblați, cărmuiți de Duhul. În Psalmul 16, versetul 8 și versetul 9, și te rog să afișezi. Psalmul 16, David vine și spune Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Când îl are David pe Domnul înaintea ochilor lui? Necurmat. Așa putem ca să ținem piept. În Iov, capitolul 31, versetul 1, cuvântul Domnului spune despre Iov. Am făcut legământ. Și să, un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, frați și surori, faceți legământ cu ochii voștri. Promiteți-i lui Dumnezeu. Încercați ca să, să, să treceți peste lucrurile acestea. Pentru că doar Dumnezeu poate să ne ajute. Un al doilea lucru: cum poate să vină Ispita? Ispita poate să vină la nivelul inimii sau al gândului. Și tot în Matei, la capitolul 5, versetul 28. Zice, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Aici este un pic mai complicat, pentru că gândul nu se mai vede. Gândul nu mai vede. Singurul care poate să vadă, să, să vadă gândul și să știe gândul este Dumnezeu. Încă de la, de la început, Dumnezeu a văzut gândul, gândurile inimii. În Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Aici nu spune numai un gând. Toate gândurile. Psihologii moderni spun că ideile sau gândurile sunt motorul acțiunilor. Dacă le păstrez în minte, prin însăși prezența lor acolo, ele se vor transforma în fapte. Și vreau să vă duc un uh, exemplu uh, cu privire la acest uh, gând. Poate că știți acest exemplu. Erau doi călugări care erau pe marginea unui râu. Și trebuiau să treacă acel râu. Și lângă era o, o femeie care era îmbrăcată mai indecent. Și i-a rugat, rugat pe acei călugări: uh, Vă rog să mă treceți apa ca să nu mă ud. Unul dintre călugări, automat a luat-o, a trecut-o apa, a lăsat-o jos. Și mai departe și-au văzut de drum, amândoi călugări. Și celălalt, care nu a luat-o, zice, băi, cum ai putut să faci lucrul ăsta? Cum ai putut să o iei pe femeia aia dezbrăcată sau uh, indecent îmbrăcată? Și zice, prietene, eu am lăsat-o acolo la râu. Tu de ce o mai ții încă? De ce o mai porți? Ăsta o purta încă în gând pe femeia aceea. Vedeți cât de, cât de gravă e lucrul acesta, pentru că omul nu-l vede, dar Dumnezeu-l vede. Ce este în mintea sau în gândul dumneavoastră în fiecare zi? În Proverbe, capitolul 23, versetul 26, spune Cuvântul lui Dumnezeu: Fiule, dăm inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 25. Să nu-ți se, nu se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, să nu-ți se abată inima, să nu-ți se abată gândurile spre calea unei asemenea femei, o femeie stricată. În 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3 până la 5. Asta ar trebui ca să avem noi, frați și surori. Și mă rog ca Dumnezeu să avem, Dumnezeu să ne dea. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși. Nu ne luptăm că călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute ca fiecare gând care îl avem să-l facem rob ascultării de Hristos. Cea mai bună sită, cea mai bună mod în care putem ca să, 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 să avem discern, discernământ care sunt gândurile bune și care sunt gândurile rele. Să le trecem prin sita aceasta, care se numește Hristos, prin Duhul Sfânt. Cuvânt, uh, o maximă creștină, deci cine pierde bătălia în domeniul gândirii, o va pierde greșit, negreșit și în domeniul faptei. Deci dacă la nivelul gândirii ai pierdut bătălia, vei pierde bătălia și la nivelul, sau vom pierde bătălia la nivelul faptei. Și uh, o veche maximă creștină spune felul următor. Semeni un gând, se ceri o faptă. Semeni o faptă, se ceri un destin. Pentru că de la gândul acela, poate ca să-ți fie afectat destinul, viața veșnică, de la un simplu gând. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, cum am citit în 2 Corinteni, ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Un al treilea punct, ispita vine la nivelul acțiunii. Aici deja se și înfăptuiește. În Matei 5, capitol, versetul 3, versetul 30, Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapod-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Când dispita vine vizual și o cuibărești în inimă, ea se va transforma în fapte, cum am spus. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune un lucru minunat în 1 Corintel, la capitolul 3, versetul 16 și 17. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt și nu avem voie să ne pângărim. Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu? Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe aceea îl va nimici Dumnezeu, că și Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Dragi și surori, cât de important este pentru Dumnezeu trupul acesta? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Surori, este atât de important la modul în care dumneavoastră. Și de multe ori parcă vorbim de lucrurile acestea. Nu pentru că spunem lucrurile acestea doar așa. E atât de importantă vestimentația și nu spun numai la suror, spun și la bărbați. Este atât de important ce vestimentație avem. Nu numai în biserică și afară. Este foarte important pentru noi ca și creștini. Și ăsta e un lucru care, de not, prin lucrul acesta, se vede diferența dintre noi și cei din lume. Pentru că nu poți să mai. Parcă de multe ori nu mai poți să faci diferența între oamenii din biserică și oamenii din lume. Dar noi putem să facem o diferență prin acest lucru vizual, prin îmbrăcămintea noastră. De aceea punem de multe ori accent pe lucrul acesta. De aceea, de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de multe ori despre acest lucru, despre preacurvie, despre căderea în acest păcat. Pentru că vine tot timpul vizual. Și e adevărat că noi suntem mai vulnerabili, noi ca și bărbați. Așa ne-a creat Dumnezeu. De aceea puteți ca să puneți un aport foarte bun, voi ca și surori, sau ca, ca și surori să vă îmbrăcați cât se poate de decent. Gândiți-vă în mod special când faceți lucrul acesta, că faceți lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că dacă cumva vine o pricină de potignire sau vine, vine o pricină de ispită prin dumneavoastră, poate vă faceți vinovat. Înaintea lui Dumnezeu, prin aceast, acest lucru, prin acest, această uh, vestimentație. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în toate. Amin. Mâna dreaptă, cum zice Cuvântul lui Dumnezeu, se poate ca să fie, și aici nu se referă la propriu, adică să stai mâna dreaptă. Sau. Uh, da, să stai mâna dreaptă. Sau să scoți ochii, sau să, să faci lucrurile acestea. Nu. Dar mâna dreaptă poate ca să fie pentru unii o slujbă, un loc de muncă. Și vreau ca să vă dau un exemplu. În Geneza, capitolul 39, îl vedem aici pe, pe Iosif. Este în slujba lui Potifar, în casa lui Potifar. Și zice aici, după câteva vreme, de la versetul 7, capitolul 39, versetul 7, după câteva vreme s-a întâmplat că nevasta săpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic din af afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Un exemplu. Un exemplu de om care a putut ca să stea tare în fața ispitei la locul de muncă. Chiar dacă era rob, el slujea acolo, făcea o muncă. Vreau ca să vin înaintea dumneavoastră, frați și surori. Trebuie să avem mare atenție la locurile noastre de muncă, pentru că foarte multe cazuri și din, uh, vorbesc dintre pocăiți, Am auzit că s-au despărțit sau au fost înșelați cu un coleg de la muncă sau cu o colegă de la, de la muncă. Aveți foarte mare grijă modul în care vorbiți la locuri de muncă. Aveți foarte mare grijă cum deschideți gura. Poate lucrați într-o fabrică și aveți uh, un uptime lung de, de surori, de femei, sau, uh, un, uh, sau lucrați la fel în fabrică și ies, sunt acolo și bărbați. Și poate că soțul tău nu se mai comportă ca la început cu tine. Și persoana respectivă sau soția și persoana respectivă parcă îți spune așa lucrurile mai frumos. Și deja se naște la nivelul gândului. Se înfăptuiește lucrurile. Și poate ați auzit și dumneavoastră de atâtea exemple. De aceea mare, mare grijă la locurile de muncă. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere. Un alt mod în care mâna, mâna, aceasta poate ca să fie, mâna dreaptă poate să fie, poate să fie un anturaj. Și în 2 Samuel, capitolul 13, 2 Samuel, capitolul 13, de la versetul 1, aici cunoașteți această istorisire, după aceea, după aceea iată ce s-a întâmplat. Absalon, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar. Și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atâta de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. El i-a zis, pentru ce te usuși din zi în zi, tu fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalon. Ionadam i-a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav când va veni tatăl tău să te vadă să-i spui. Dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea, să mănânc, să-mi pregătesc sub ochii mei o, o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Și cunoaște mai departe ce s-a întâmplat, el s-a culcat cu sora lui pentru că unul din anturajul lui a pus, uh, cum se zice la noi, uh, lemne pe foc. Au pus lemne pe foc. Întrebarea de, care se pune în această zi, ce fel de anturaj aveți dumneavoastră? Uh, ce vorbiți în cadrul vostru? Pentru că de multe ori am auzit, și probabil că ați auzit și dumneavoastră, în cadrul vostru de prieteni, de frați creștini, ce vorbiți? Vorbiți lucruri din astea nelegiuite? Poate mai aduceți câte o vorbă din asta cu conotație sexuală? Sau vorbiți cum zice cuvântul lui Dumnezeu psalmi și cântări de laudă? Mare atenție frați și surori. Mare atenție. Vorbesc și la surori și la frați. Cât de important este ceea ce scoatem pe gură în anturajul nostru. Poate nu în anturajul, că nu avem noi anturaje uh, din acestea lumești. Dar în cadrul anturajului care îl avem ca și copia lui Dumnezeu se prea poate ca să greșim în modul în care vorbim. Și poate că fratele nostru care e mai slab să fie o pricină de potignire și să cadă. De aceea mare grijă cu lucrurile acestea, cu glumele acestea care sunt glume nepăcătoase în bisericile noastre. Nu există așa ceva. Glumele spăcătoase. Sunt foarte multe care trebuie ca să le scoatem din vocabularul nostru atitudinile care le avem cu privire la Lucrurile acestea trebuie scoase. Pentru că vedem, un exemplu, cum am citit, un anturaj, un om rău lângă tine, poate ca să-ți dea viața de căsnicie peste cap, poate să te strice. Dumnezeu să ne ajute și în acest punct de vedere. Să ne alegem anturajul cu grijă. În Proverbe, capitolul 7, de la versetul 24 la 27, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei care i-au ucis ea. Credeți voi că din cauza lucrurilor destrăbălate, jerfele care trebuiau aduse lui Dumnezeu nu s-au mai adus? În familiile noastre, din cauza și cum zice acolo cuvântul lui Dumnezeu, aici, că ce a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i a ucis ea. și surori lucrul acesta îmi denotă faptul mie că dacă tu ai o viață de imoralitate, nu poți să aduci jertfe bune lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute. Este momentul în care putem ca să ne trezim. Este încă momentul harului în care putem să ne cerem iertare înainte lui Dumnezeu. Și haideți să nu fim ipocriți, că lucrurile acestea nu le spunem și nu le vorbim doar așa. Că lucrurile acestea se întâmplă și este grav că se întâmplă în bisericile noastre. Cât de rău dă când un om care vine în biserica ta și auzi niște lucruri atâtea de grave despre el și după aceea, nu numai ca om, ca biserică, rămânem rușinați. Au fost cazuri, au fost cazuri când uh, au fost și la noi în biserică, au fost în mai multe biserici, poate niște frați din România, și când am auzit lucrurile care s-au întâmplat cu ei, am rămas toți cu tremurați. Dar știți ce s-a întâmplat? Cel rău a avut de uh, cunoștință de cauză. El a câștigat. Pentru că noi am rămas de rușine. Și nu numai noi, multe biserici care i-au primit pe frații respectivi. Dar credem că Dumnezeu poate, ca să ne ajute, poate să ridice. Poate ca să ierte și poate să reabiliteze și Dumnezeu să ne ajute. Uitați-vă puțin și zice vreau ca să spun că dacă viața veșnică este împiedicată de viața trecătoare cu nevoile ei, trebuie ca să dai la o parte, adică trebuie să tai, să lepezi, cum zice cuvântul lui Dumnezeu oricât ar fi de drepte. Pentru că e mai bine să sufăr aici, zice cuvântul lui Dumnezeu, să fiu ciung și orb de toate drepturile decât să mi pierd dreptul la moștenirea veșnică. Adică, dacă un loc de muncă te poate face ca să cază în păcat, mai bine renunță la locul acela de muncă. Renunță la locul acela de muncă pentru viața veșnică. Sunt multe lucruri de care, la care trebuie să renunțăm. Uitați-vă puțin la drepturile omului din ziua de astăzi. Că se spune că oamenii au drepturi. Și există un cod al drepturilor omului în vremurile acestea care le trăim. Și ce spune acest cod al drepturilor omului? Poți să faci tot ce vrei. Să poftești, poți să înșeli și știi ce spun ei? Că atunci când ai înșelat, este nepotrivire de caracter. Adică nu există așa ceva, frați și surori. Pentru noi, ca și copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu o, o lăsat și o înființat căsnicia între soț și soție odată și pentru totdeauna. De aceea este foarte important cum alegem și Domnul să-i binecuvinteze pe cei tineri, pe frații care trebuie să se căsătorească, să se roage înaintea lui Dumnezeu, să postească înaintea lui Dumnezeu, pentru că este important de ceea ce aleg. La câte drepturi trebuie să renunțăm noi, care suntem urmașii Domnului Isus Hristos? Chiar El a spus că El are unde să-și plece capul. Chiar și vulpile și păsările au mai multe drepturi decât urmașii Lui Hristos. Cuvântul Lui Dumnezeu spune la Matei capitolul 8, versetul 20, Domnul Isus spune. Matei capitolul 8, versetul 20. Matei 8, 20. Isus i-a răspuns, vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Domnul Isus a venit pe acest pământ să ne dea un exemplu. Noi avem mai mult, frați și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mai mult. De aceea, ni se cere foarte mult. Dar avem și un drept, care mă rog în această zi ca să luăm, dreptul de a purta crucea Domnului Isus. Nu este ușor, este greu, dar este benefic pentru noi. Eu tot timpul spun lucrul acesta. Poate unii spun că pocăința e ușoară. Eu spun că pocăința este foarte grea. Dar împreună cu Domnul Isus este ușoară. Pocăința de trăit singur, nu o să poți trăi singur, că este foarte grea. Dar împreună cu Domnul Isus este foarte ușoară. Și Domnul să ne ajute să acceptăm, să nu ne compromitem, să ne ferim de tot ce ni se pare rău. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22. Feriți-vă de orice se pare rău. Asta trebuie să facem noi. Când va veni ispita, când va veni momentul în care va veni pofta, gândiți-vă la acest verset. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Aici, la orice, încadrează foarte multe lucruri. Putem să deslușim foarte multe lucruri. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Cum pot să biruiesc ispita? Și am găsit și mi-am notat câteva lucruri. Unul din lucruri este cuvântul Scripturii. Psalmul 119 cu versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iosua, capitolul 1, versetul 8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vă întreb Domnul Iisus Hristos cu ce s-a luptat când a fost ispitit de satan? Cu Sfânta Scriptură. De aceea, ăsta e un, unul din modurile în care putem ca să biruim ispita. Luați Sfânta Scriptură și citiți. Ancorați-vă în ea și Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt mod să ne rugăm. Dar să nu ne rugăm, să nu ne rugăm așa puțin. Zice cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, versetul 17, rugați-vă neîncetat. În psalmul 16, care l-am mai citit și l-am amintit al lui David, psalmul 16, versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Poți să dai și versetul 7. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Frații surori, cu ce vi-e ocupată inima? Cu ce vă este ocupată, vi ocupat gândul? Îl aveți pe Domnul necurmat înaintea voastră? Când îl aveți necurmat înaintea dumneavoastră, să știți că nu veți mai avea timp de, de alte lucruri, de alte pofte. Nu. Și Dumnezeu să ne ajute și la lucrul acesta. Să putem să ne rugăm neîncetat. Și un al treilea lucru care l-am găsit, sfatul celor spirituali, oamenilor care sunt puși. De exemplu, în biserica noastră. Proverbe, capitolul 6, versetul 23. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Frații și surori, eu am mai spus de atâtea ori lucrul acesta. Dumnezeu ne-a binecuvântat și suntem una, una dintre foarte puținele biserici de aici, din uh, Germania, care avem un păstor, pe fratele uh, Nelu Moldovan, avem doi prezbiteri, pe fratele Florin Ilașcu, pe fratele Marian Zerbeș, îi avem aici. Ei vă așteaptă. Cu brațele deschise. Și dacă cumva aveți un păs, aveți o problemă, veniți înaintea lor. Nu mergeți la alți oameni, crezând că așa vă puteți uh, rezolva problemele. Cel mai, bune, cel mai bine, rufele se spală în familie. Cel mai bine mod în care poți să speli rufele. Călcați pe eul dumneavoastră. Pentru că știu că este greu. Este foarte greu când suferi de anumite pofte, suferi de anumite ispite. Este greu ca să te duci. Pentru că vine rușinea. Călcați peste această rușine. Pentru că lucrul acesta, de lucrul acesta, depinde viața voastră veșnică. Depinde viața mea veșnică. De fapt, pentru ce trăim pe acest pământ? De ce venim pe pământul acesta? De ce ne naștem? Eu cred că ne naștem ca să venim la cunoștința adevărului. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, am venit la cunoștința adevărului. Un adevăr care ne-a făcut liberi. Dar se prea poate, ca pe această cale care, o avem, care e trasată spre veșnicie, să mai fi clacat în stânga și în dreapta. Dar există, cum am spus, există iertare, există ridicare. Pentru că mai trăim încă vremurile de har și de durare. Nu știm cât, cât, cât va mai fi. Se prea poate ca să ieși din biserică și să nu mai fie. Dar este momentul în care poți și putem să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu. Din nou trag un semnal de alarmă. Sunt niște păcate grele, prea curvia, curvia, imoralitatea. Dar lucrurile acestea și le-am adus înaintea dumneavoastră pentru că eu cred că este important ca și copia lui Dumnezeu să știm lucrurile acestea din biserică. Să nu le auzim din altă parte. Și cum am spus trei lucruri care sunt foarte importante și benefice pentru noi. Scriptura, luați Scriptura și citiți-o. Ancorați-vă în ea. Rugăciunea, rugați-vă. Rugăciunea împletită cu post înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă, postiți înaintea lui Dumnezeu pentru problemele și greutățile. Și dacă nu puteți să scăpați de aceste probleme și aveți cumva probleme în viața dumneavoastră, îi avem pe frații noștri slujitori care pot ca să vă ajute. Mărturisiți-vă pentru că va fi pentru binele vostru, va fi pentru binele nostru. De aceea, Domnul să ne ajute la această vreme. Să fim niște oameni uh, ca aceia din Berea, care să luăm aminte și să facem, să ducem la îndeplinire toate lucrurile. Vreau să, ca sfârșit, vreau ca să mai citesc câteva versete din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 13 până la versetul 16. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copiii Lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua Lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit, în zadar. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, să realizăm cât de important este ca să ne ferim de orice ispită, să ne ferim de tot ce ni se pare rău. Trăim vremurile de pe urmă. De aceea trebuie ca să ne punem viața rânduială. De aceea au pus și frații de la, de la cult, pe acel calendar. Eu am luat după calendar. Deci în această zi a fost adulterul. Preacurvia, imoralitatea. Lucrul acesta l-am luat. Pentru că vedeți, încep vremurile acum de căldură și vom merge afară. Vom trebui, vom trebui ca să, să ținem piept vrășmașului, poftelor, ispitelor. De aceea, cu Dumnezeu vom fi mai mult decât biruitori. Amin. Domnul să ne binecuvinte.